Mergem acum mai departe, dacă tot este prima zi de școală după vacanță, mi se pare normal să fie o zi plină de informații noi. Și după cele 7 știri de la ora 11, este momentul să o primim cu brațele deschise pe Cristina Cioran, ce ne aduce veștile mondene. Bine ai venit! Bună, bine v-am găsit. În primul rând, la mulți ani lui șef Salvo. Da. Aștept pastele, pentru că am văzut că i-ați pregătit lorei. Dom'le, dar la mine nu v-ați gândit, adică nu am înțeles. Eu ce am? Păi știi ce sunt? Șef Salvo, o porție de pastă. Bine. Și pentru Cristina. S-a făcut. Nu l-am vizut. Nu e problemă. Paste sau paelia? Ce vrei? Paste. Am glumit, nu vreau, mulțumesc. Nu că sunt la... Adică încerc să nu... Că dacă aș mânca atât cât aș putea, da, cred că... Stai liniștită că intri în programul ăsta al... Păi intru, dar până intru, nu mai intru în altă parte, nu mai ies din altă parte. Adică, totuși, dacă ne lăsăm pradă tuturor pornirilor, da, așa și în viață. Și în viață, da. Așa e peste tot, domnule, nu poți să te duci undeva să vorbești așa cum simți, exact. Poate. Poate că, da, ești tu mai pe cu mantă. De exemplu, uite, prima știre de astăzi. Așa. Nu știu dacă ați fost la curent, dar Sandra Izbașa, așa, s-ar părea, da, că s-a căsătorit cu Răzvan Bănică, actorul, da, nepotul lui Ștefan. Ștefan, da. Iată că noi n-am știut, știam doar că s-a despărțit, era cu altcineva și deodată am văzut o cerută de nevastă de Crăciun. Da. Ea a zis da și acum se referă la iubitul ei, la Răzvan, drept soțul meu. Tu ce înțelegi de aici? Dom'le... Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută. Eu înțeleg să fie că s-au căsătorit, mi se, da, pare minunat. Cineva îmi spunea, domne, am așteptat 7 ani până ne-am căsătorit. De ce? Da. Dacă tot vă doreați treaba asta. Pentru că sunt cupluri care nu-și doresc să oficializeze, da, relația. Și atunci decid să nu se căsătorească. Sunt cupluri, în schimb, care unul sau celălalt sau chiar, da, amândoi își doresc asta. Nu trebuie să aștepți, n-are sens. Pentru ce? Apropo de chestia asta, vă întreb pe dumneavoastră cei de acasă, așa, pentru că la COVE o să o dea de gard, nu o să-mi spun adevărul. Nu. Cât credeți că durează cu adevărat dragostea? Și ca să-mi răspundeți, vă invit pe Instagramul meu și pe Facebook, zi-mă-i și tu. Păi, pe mine COVE, mă întreb de unde... Așa, dragostea... cât crezi tu că durează cu adevărat? Nu pot să spun. Mult. Nu, nici nu o să spună, el e foarte diplomat. Spune-ne tu. Eu cred că durează... Cât? Atâta timp, da, cât simți flăcările alea în piept. Da, nu pot să spun mie că flăcările alea tu le simți și la 100 de ani de relație. Doamne ajută. Măi, nu știu, e posibil. Cine, nu, știe ce pasiune mistuitoare e acolo? Nu pot să știi. Da. Uite, eu cred foarte tare că flăcările astea trebuie menținute cu cât mai multe evenimente fericite din viață. Asta, da. Era o replică într-un film. Domne, acum ne-am căsătorit. Ce facem? Da, facem un copil. O să facem un copil să avem despre ce discuta toată viața, știi? Pentru că ai nevoie de cât mai multe evenimente ca să, da, să se întâmple. Uite, apropo de chestia asta, vorbeam mai devreme că sunt cupluri care nu doresc căsătorie. Lili Sandu este împreună cu Silviu, cu iubitul, da, ei. Au un bebeluș și au fost la mare. Ia, ce-ai făcut de Paște? Am stat în localitate. În București? Da. Ei, uite, sunt foarte multe vedete care au fost la mare, s-au umplut litoralul. Dom'le, vedetele, da, merg la mare. Acum... Venim muncii, stăm aici. Mergi la mare să mai respiri puțin aer curat, pentru că ai stat destul, să zicem, în nopțe. Asta te-ai chinuit, așa, da. Eu înțeleg perfect că au fost un pic să respire aerul ăla sărat și fain. A fost superb la mare, by the way. L-am auzit, da. Foarte frumos, au fost și ei, uite, cu bebelușul. Da. Bebelușul lor are aproape 9 luni. Bravo. Cred că, acum nu știu, nu mă pricep, că n-am copii în curând, dar deocamdată nu. Eu cred că trebuie să duci copilul la aer de mare cât mai rapid. Da. Cât mai repede, să stai, să te plimbi pe plajă. Uite cum a făcut și Gina Pistol, de altfel, da, cu Smiley. Au fost și ei cu bebelușul la mare. Mm-hmm. A postat Smiley acolo o fotografie foarte frumoasă de pe plajă și cu o melodie de-a lui la fel de frumoasă. Na. E important să respire toată lumea aerul ăla și să nu ții copilul închis, că, dom'le, bate vântul sau e frică copilului la urechi. Nu, nenică, hai să ne inspirăm de la ăștia de afară, care țin copii, na, nu-i îmboșcănează ca noi, nu-i îmbracă cu căciulă, două căciuli, trei perechi de șosete, două perechi de pantalonași. Așa. Uite, sunt curioasă, da, cum, ca să trecem la următoarea scenă, auzi. Scenă, poate fi și scenă. E scena vieții. Cum a fost crescut Fuego?
Așa. Fuego are o bunică, Dumnezeu să-i o țin alături, care e în vârstă, are 86 de ani. Așa. Îi spune Bubulina. Da. Și a fost acolo de sărbători. E adevărat că toată perioada asta a ținut departe. Ne-a ținut departe de rude, nu? Perioada. Ba de bunici, ba de neamurile mai îndepărtate, ba de părinții care sunt la mare depărtare de casă. Cineva spunea că sigur Fuego are elixirul tinereții, pentru că, deși are peste 40 de ani, arată așa, are o piele de 15 ani. Poate că, asta, uite, să ne spună secretul, a fost îmbrăcat bine când era mic sau n-a fost îmbrăcat bine? Posibil. Apropo de Fuego, eu mă gândeam la el de dimineață, că citeam știrea asta cu bunicuța. Și ce crezi? Yeah. Mi-a trimis mesaj. Du-te, jur, nu pe poți WhatsApp. Da? Jur, ce ți-a zis? Ce ți-a zis? Stai să vezi. Ia, ce ți-a scris? Așa pe felie, nu. Stai că trebuie să mă recunosc cu fața. Nici telefonul nu mă mai recunoaște. De că nu mă trebuie să-i bag codul, scuze. Așa. Așa mi-a scris așa, mi-a dat așa, ca să vedeți că nu vă mint. Așa, zile așa aici? Pe scurt. Ce... Fuego, da? Da, așa, Bing. Ce a scris? Stai așa. Fuego a lansat o melodie. Și mi-a trimis melodia pe WhatsApp. Frumos. Da, atâta, trebuie să-i dau... Da. Melodia lansat-o? Mi se părea, se numește. Sau ți-a trimis soția așa că... Sunt pe listă. Ca să-și ceară părerea cumva. Sunt pe lista lui și îi mulțumesc foarte mult, pentru că de fiecare dată când are ceva important de spus în viața lui profesională, îmi trimite curent mesaj, da, și mă bucur pentru asta, da, pentru că suntem prieteni. Perfect. Mai departe. Uite, apropo de sărbători și cum, cine, așa, cum a petrecut, până să-ți spun știrea cu Amna, pe care vreau, da, să o dezvoltăm un pic, vreau să spun că Dana Rogoz, da, a primit vizita familiei, da, acolo unde filmează un lung metraj. Dana Rogoz se află în Bratislava, da, este alături de fetiță, da, fetița care nu are un an, nu știu, da, care e mică, foarte, mică, foarte puțin, ceva, da, și sunt acolo, a luat-o cu ea pentru că o alăptează, au primit vizita soțului Radu Dragomir și a băiețelului Vlad. Blăduț, da. Au servit cozonăcel adus cu bagajerul, da, au servit un ușor. Ea foarte drăguță, împărtășește cam tot ce îi se întâmplă în viața ei pe Facebook. Eu admir, da, foarte tare, da, pe Dana, da, 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 și o urmăresc pentru că are foarte mult curaj să pleci la drum cu bebeluși, să revii la forma ta inițială imediat. Da. Să lucrezi, practic. Să lucrezi foarte, da, mult, da. Mi se pare grozav. Bravo ei, felicitări. E, și acum? Și acum, ia. Vreau să vorbim despre Amna. Așa. O ador, e foarte, da, drăgălașă. Amna a fost căsătorită cam 5-6 ani, cam așa. Așa. Că de-aia v-am întrebat cât durează dragostea adevărată și să-mi scrieți, să vedem care-i treaba și părerea voastră. Și, mă rog, din nefericire s-au despărțit. Așa. La ea a durat cam 3 ani dragostea, 2 ani chinu. Mm-hmm. Pentru despărțire, nedespărțire. Știi că, mă rog, e, da, foarte greu, nu poți să spui stop în secunda 2, în secunda în care nu mai merg lucrurile. Da. Mai dai o șansă, mai... Na, și cumva, mă rog, la ea cam așa a fost. Și acum, după 2 ani de la divorț, da, Amna are un nou iubit, dar ce crezi? Ia. Yeah. Aș vrea să și citesc, pentru că e... Ia, te rog. E foarte dur ce spune și, ce aș vrea să-mi spuneți și voi ce părere aveți. Yeah. Eu în momentul ăsta nu mă mai văd căsătorită. Nu spun că nu sunt iubită sau nu vreau iubire. Nu știu ce ar trebui, de ce ar trebui să mai trec prin hârțogăraie, da, prin acte, oare, da, de ce? E iubire să fie iubire. Am un anumit statut, nu pot să mă gândesc dacă s-a căsătorit cu mine pentru că sau pentru că. Așa. Adică cineva trebuie să aibă mare răbdare cu mine, sunt imposibile la momentul de față, pentru că sunt traumatizată, dar este incredibil, da, cum îți dă Dumnezeu când ai, ce ai nevoie. Sunt pe treaba mea, mă rog, așa, nu-mi trebuie mutat împreună căsătorie și chestii. Stai mai puțin, noi toți cărăm un bagaj cu noi, cu, da, toți avem un trecut, un prezent, un viitor. Da. Nimeni nu s-a întâlnit acum, domne, suntem la prima relație. Da. De ce care bagajul ăsta după tine?
Nu trebuie să traumatizezi și relația următoare crezând că se va întâmpla exact ce s-a întâmplat. Eu nu știu ce s-a întâmplat între Amna și Cristi. Habar nu am. Părea un cuplu frumos, dar știi cum e. Așa toate par. Zâmbești pe Instagram și la televizor și acasă plângi de, nu știu, uzi perna. Îmi pare rău că s-a dus relația aia. Acum este îndrăgostită și spune asta cu voce tare, că are sufletul deschis prea, și așa mai departe. Da, nu prea pare așa, știi cumva. Dar, nu, adică eu așa cred, nu pleca la drum nou cu gândul ăsta că, domne, sigur o să-mi facă ce s-a întâmplat și acolo, sigur o să sufăr, nu mai vreau copii, că uite, am deja unul, am suferit prea mult și nu știu ce. Nu. Ar trebui să pornești ca și cum este prima relație pe care ai și indiferent dacă ai fost rănit sau... scuze-mă, îmi curge nasul, trebuie să... Iartă-mă, te rog, dar... Nu știu, am crezut că te-ai emoționat și nu știam, am zis, mă, așa? Ce s-a fi întâmplat cu ea, așa. Cred că m-am emoționat, pentru că n-a... Bă, că pui foarte mult patos în treaba asta. Așa, stai să termin aici. Deci, atâta mai am de zis. Nu este nimeni vinovat... pentru ce ți s-a întâmplat. Pentru ce ți s-a întâmplat. Ideea ar fi să treci dintr-una ca să poți să începi o relație frumoasă cu onestitate și sinceritate. Există riscul să te minte și ăsta. Există riscul să se întâmple neplăcute. Dar cu ce să faci? Ăsta este gândul meu. Vă aștept pe Instagram și pe Facebook. Da. Că acolo măcar mai vorbim cu siguranță Amna știe cel mai bine ce este ok pentru ea și ce își dorește de la viața ei. Îți mulțumim tare mult, Cristina. Mulțumesc și eu și vă doresc o săptămână minunată. De asemenea și ție.